nu sunt mulți oameni pentru conținutul ăsta. Mi-ar plăcea să... Așa, uite, mă bucur că Paraschiva a sărit la 17.000, e foarte bine. 18.000, super tare, foarte bine, mă bucur. Și mă bucur că este tot în zona asta de conținut serios. S-a întâmplat festivalul Saga. Vrei să auzi o părere de căcat care spune: prietene, nu ești victimă, ești complice, pentru că Saga a făcut mizerii și la ediția de acum 2 ani și la ediția de acum 1 an. Știi? Și nu poți să spui: eu nu știam. Nu, ești digital nativ, ești cu telefonul în mână zi, nu poți să-mi spui că nu știai. Ce faci toată ziua cu telefonul în mână dacă nu citești 3 știri? Aia zic, ești complice, deci nu ești victimă. Știi? Eu nu m-am informat niciodată despre nimica, eu sunt victima aici. Și vine un prost ca mine și spune: nu, ești complice, trebuia să te informezi. A fost știre pe toate posturile, pe toate canalele media, a fost știre că Nicușor Dan a dat în judecată Saga că nu a plătit curentul acum 2 ani. Nu, că ediția de anul ăsta o să fie ok. Nu ai cum să crești cu conținut de genul ăsta. Alan, este o întrebare foarte bună, pentru că statul este incompetent, da. Dar este treaba ta. Este treaba ta să te informezi în țepele astea. Știi în ce țară trăiești? Știi în ce țară trăiești, da? Nu poți să ai așteptări de la stat. Nu poți să aștepți să... Nu, că păi nu mă apără statul. Nu te apără. Dacă te apăra statul, nu mai erau bombardieri pe stradă, analfabeți în mașini de 100.000 de euro. Anafuș făcea treaba. Pescobar nu mai exista. Donca nu mai făcea chestii. Dorian nu mai făcea chestii. Nu se mai existau plăți la negru. Nu mai existau publicitate înșelătoare. Nu mai existau țepe de sute de mii de euro. Repet, prima chestie pe care o vezi când ieși pe stradă. Câte mașini de 50.000 de euro în sus sunt pe stradă conduse de oameni care n-au nicio explicație pentru veniturile pe care le-au. Nicio explicație legală, să ne înțelegem. Dar statul nu își face treaba și este treaba ta odată să pui presiune pe stat să-și facă treaba așa, două ore, să te ferești. A fost nasol acum 2 ani, a fost nasol acum 1 an. Anul ăsta nu mai merg. Au fost concerte nasoale în România, nu mai știu, E-Magic sau dracu știe, nu mai știu, unii care au făcut o organizare foarte proastă și la următorul concert, deși îmi doream foarte tare să mă duc, nu m-am dus pentru că eram la modul, dacă mă nimeresc aici, eu sunt și slăbănog, mă călc ăștia în picioare. Și ce dracu fac? Și pentru securitatea mea nu m-am dus. Las că poate mai vin ăștia, las că dacă nu vin, asta e viața, decât să mă risc viața, ce fac? Mă duc acolo și... De fapt au scris... 10 de procese pentru datorii, da? Ediți pentru edițiile din 2021, 2022, 2023. Deci de aici a început, 25 iunie. Articolul ăsta a avut 154 de like-uri. Nu l-a văzut nici dracu. Noi eram ocupați cu orice altceva. Să ne informăm despre festivalul respectiv? Nu știm. Anul trecut sau acum 2 ani, când au luat influencerii festivalul la nu știu ce, la mare, când au luat influencerii COVID la nu știu ce petrecere organizată, nu știu ce dezvoltatori imobiliari și toată lumea. Nu e adevărat. Ok, bine, nu e adevărat. Și nu vrea nimeni să spună adevărul. Uitați-vă la Adrian Elicopter de Luptă. Și-a pierdut Adrian Elicopter de Luptă vreun pic din urmăritori? Nu, îl doare în fund. Bă, toți niște acuzații destul de aiurea astea cu pedofilii. N-a pățit nimic. S-a uitat. Asta e motivul principal pentru care nu cresc. Pentru că nu vin să vă mângâi coițele, știi? Să vă iau coițele așa, să vi le mângâi. Nu sunt genul de oameni care să încep să vă mângâi pe cap. Da, tu ești de fapt deprimat, Da. Nu, să zic, du-te și spală vasele, du-te și fost curat în cameră, du-te și renunță la toxicitatea din jurul tău. Nu pot. Deci te super pe mine că ți-am spus adevărul, în loc să dai subscribe și like. Fii mai domol. Pe marketing, dați-mi și mie un like, dați-mi și mie un subscribe. Da, cu o zi înainte s-a urcat un DJ olandez pe scenă și a spus că nu e ce trebuie. A doua zi oamenii erau, nu știu, boss, 5.000 de like-uri. 5.000 de like-uri, au fost mai multe clipuri. Nu a văzut lumea, deci eu, nativii digitali care sunt constant cu telefonul în mână, nu au văzut chestia asta. N-au văzut, pur și simplu. Și ai de ales. Ori îi mângâi pe cap. Nu, că voi de fapt sunteți victimele vieții de voi. Ori le spui, bă, sunteți proști. Sunteți proști, acest dracului. Nu mai faceți la fel la anul. Credeți că la anul ăștia o să dea faliment? Nu, o să vândă în continuare bilete. De ce? Pentru că 99% din oameni o să-i mânghe pe cap. Da, voi sunteți victimele, voi sunteți... Și e un prost pe net care... Spune adevărul.